într-adevăr, vorbesc din partea Universității Politehnica din Timișoara, care în acest an sărbătorește 100 de ani de existență. Centrul pe care îl coordonez a fost înființat în 1998, deci are deja 22 de ani și ne ocupăm în special de zona de învățământ digital, de învățământul online. Începând cu 2010, am început să dezvoltăm o strategie care se numește Strategia de Educație Digitală a Universității Politehnica din Timișoara, care a constat în trei etape. Prima a fost cea de digitizare. Vreau să știu că se vede bine prezentarea. Prima a fost cea de digitizare, după aceea a fost cea de digitalizare, iar acum suntem în etapa de transformare digitală. Am avut cadre didactice și studenți care au fost cei care au fost early adopters, iar după aceea au urmat cei care au fost, care au putut să avanseze, să zicem, în crearea acestui sistem digital ecosistem. Și după aceea am avut liderii pe care acum i-am format și pe care ne bazăm foarte mult. În întreaga Universitate Politehnică din Timișoara, noi ne bazăm foarte mult pe ceea ce se numește crearea unui tip nou de absolvent, de student, cel care este capabil să învețe pentru toată durata vieții. Și pentru aceasta ne-am focalizat foarte mult pe abilitățile pe care ei le dezvoltă, abilități care sunt transversale și care sunt externe abilităților și competențelor profesionale pe care aceștia le obțin. Suntem printre promotorii educației deschise, nu numai în România, ci și în Europa, prin crearea mai multor resurse și utilizarea mai multor resurse continuu și constant. Am dezvoltat, așa cum Radu a spus, campusul virtual al Politehnicii, care funcționează din 2006 în Politehnică. Este un sistem bazat pe Moodle, dar foarte extins, puternic personalizat. La ora actuală este considerat one single entry point, deci un singur punct de intrare pentru toată educația digitală a Politehnicii. Acest lucru îl recomandăm tuturor instituțiilor să-și creeze un singur punct în care toți studenții și profesorii să poată să acceseze toate resursele pentru a minimiza pierderile și confuzia creată de acest lucru. Avem foarte multe resurse care le punem la liber și care sunt disponibile în zona pe care noi o numim open și de educație digitală. Sunt resurse, ghiduri, cursuri online. Creăm foarte multe workshop-uri în fiecare primăvară, care le facem și fizic, le făceam fizic și în Timișoara, două sau trei pe an, în martie, noiembrie, întotdeauna, unul în septembrie de multe ori sau în mai, depinde. Dar le transmiteam și live, ele sunt înregistrate și sunt disponibile și pe platforma Unicampus, care este platforma din România, în care noi am pus cursurile online de tip MOOC, exact așa cum Carmen și cu Gabi au prezentat înaintea mea, sunt cursurile libere, deschise online, disponibile pentru absolut toată lumea, cine poate să vrea să vadă și să se înregistreze și să poată să, nu știu, să acceseze aceste cursuri. Ele sunt vizibile cam așa, deci ele arată destul de prietenos. Acum, pe lângă toate cursurile în limba română, vom avea și cursuri internaționale care sunt dedicate competențelor digitale pentru industriile creative, dar care pot să fie extinse la mai multă, să zicem, lume și cadre didactice, pentru că aproape toată lumea poate să vadă și să acceseze aceste cursuri și care se vor finaliza cu certificate digitale deschise, acest open badge pe care noi l-am cam introdus și pe care îl folosim foarte mult. O altă resursă foarte utilă pentru educația digitală și proiectarea educațională a fost realizată tot în cadrul unui proiect Erasmus pe care îl avem până cu University College London, care este un toolkit întreg de resurse educaționale, o diagramă, un instructaj foarte clar cum se poate realiza și de asemenea am realizat și foarte multe workshop-uri pentru a putea face cunoscut acest toolkit. Încercăm acum să-l implementăm și într-un curs ceva mai mare și într-o interfață ceva mai mare în online. El există la ora actuală tradus integral în limba română, nu doar în engleză, și este disponibil pe site-ul nostru și puteți să-l vedeți. Colegii mei publică atât în chat-urile din Zoom, din YouTube, din Facebook, toate aceste resurse și link-uri ca să le puteți accesa cât se poate de ușor.
Există de asemenea un alt proiect pe care noi am creat foarte multe cursuri împreună cu partenerii noștri dedicate mobilităților virtuale, dar nu numai. Aici, după cum vedeți, este un curs de Media and Digital Literacy care este foarte util. Din nou, la final se pot obține aceste badge-uri care pot să fie utilizate pentru toată lumea. Asta au fost resursele pe care noi vi le punem la dispoziție. Acum, cum vă încurajăm noi să utilizați OER-urile și care sunt principiile pe care eu vi le-aș recomanda dumneavoastră? Primul pas este cel de utilizare de OER. În Politehnica din Timișoara le folosim foarte mult de prin 2013. Sunt mult mai mulți profesori în UPT care le folosesc. Aceștia au făcut parte dintr-un studiu pe care noi l-am realizat anul trecut și care se bazează, s-a bazat, să zicem, pe studierea și pe înțelegerea acestor elemente. În primul rând, identificarea OER-ului, deci am învățat pe cadrele didactice, dar și pe studenți, cum să identifice OER-urile, bazându-se pe niște elemente foarte bine definite. După aceea să facă validarea acestor resurse educaționale deschise pe calitate, relevanță sau pe modul de distribuire. Să existe, de asemenea, cineva are microfonul deschis, pot ruga să-l închidă. De asemenea, să existe posibilitatea de creare a acestui resurse și de integrare în curs. Cum se poate ea realiza și integra această resursă, mai ales în cadrul campusului virtual al Universității Politehnica din Timișoara, iar la sfârșit, cum se face evaluarea cunoștințelor studenților bazându-se pe această resursă, cum se face certificarea și, bineînțeles, cum pot fi create alte resurse. Am creat o întreagă structură care poate să folosească acest stil de învățare blended learning, deci învățământul hibrid, cum îi spunem noi, sau flipped classroom, deci învățământul în care studentul primește resursele cu mult timp înainte, de obicei într-un mediu digital, în online, inclusiv instrucțiunile, ce să realizeze cu aceste resurse, care sunt cursuri, laborator, seminarii. În cazul învățământului preuniversitar ar fi materialul de curs și activitatea pe care elevii trebuie să o realizeze. Și pentru acestea am creat diferite tipologii în care moduri se pot integra și utiliza atât resursele educaționale deschise, cât și cursurile online în clasă și în situația noastră, în mediul academic. Există, am publicat despre ele, sunt publice, sunt pe trei etape, unele care implică complet recunoașterea cursurilor online și noi facem deja acest lucru și a OER-urilor în curicula universitară. Altele sunt integrate doar la nivel de activitate de grup sau de proiect sau de resurse externe sau bibliografice și cele mai interesante pe care am să le mai prezint sunt cele de creare, în care studenții împreună cu cadrele didactice creează noi resurse educaționale deschise și le utilizează. De exemplu, aici este un mod în care studenții realizează și utilizează OER-uri și cum le prezintă. La sfârșit, întotdeauna când au de făcut asemenea activități, trebuie să prezinte în comun, fie că sunt în clasă, fie că sunt în online în acest moment. Au parte de feedback continuu pe care noi îl dăm atât în comentarii resurselor educaționale deschise în platforma digitală, în campusul virtual, prin bloguri, prin wiki, etc., unde se comentează ele și fac parte din nota finală a studenților. Multe dintre cadrele didactice împreună cu studenții au început să realizeze tot felul de OER-uri. Sunt peste 20.000 de noi resurse lor actuale în campusul virtual al Politehnicii, care se bazează foarte mult dintre ele pe OER. Următorul pas a fost să încurajăm crearea de OER-uri, de resurse educaționale deschise. Pentru aceasta am creat un mod prin care acest lucru să se realizeze și cum. Noi îl recomandăm întotdeauna ca acesta să fie realizat împreună cu studenți. Același lucru vi-l recomand și dumneavoastră, celor din învățământul preuniversitar, să-l realizați împreună cu elevii, nu independent și doar dumneavoastră, și să colaborați. Veți vedea puțin pe viitor. Care sunt pașii? În primul rând, trebuie să se creeze un OER bazat pe un subiect anume. Noi facem întotdeauna această activitate în echipă, pentru că atât elevii cât și studenții trebuie învățați să colaboreze și să lucreze în echipă. Facem câte doi studenți în echipă, alegem împreună cu ei subiectul sau le acordăm noi dinainte subiectul pe care îi trebuie să facă OER-ul și le dăm mai multe resurse bibliografice de unde se pot inspira. Urmează pasul 2, în care ei trebuie să înțeleagă, să analizeze, să cerceteze și să sintetizeze această prezentare a acelui subiect, pentru că le punem restricții. De obicei, acele restricții sunt un video sau un infografic, video de 2 minute sau de 1 minut jumate, un infografic care să depășească o pagină A3, de exemplu,
Imagini video la fel. Dacă sunt elemente de realitate augmentată sau de realitate virtuală, din nou, o singură scenă. Deci le punem anumite restricții pentru că noi credem cu tărie, este o tehnică educațională bine cunoscută, că constrângerile stimulează creativitatea și gândirea critică. Și noi acest lucru am încercat să-l facem tot timpul. Învață automat să utilizeze unelte digitale. Conform studiului nostru, peste 20 de unelte digitale diverse sunt utilizate de către studenții noștri pentru crearea acestor OER-uri. Trebuie să învețe ce înseamnă aplicarea de licențe libere, de Creative Commons și cum se publică și se folosesc aceste licențe ca să poți să publici online și unde și cum pe Creative Commons, în diferite alte platforme. Ei învață toate aceste lucruri să le facă și le experimentează direct. După aceea trebuie să prezinte și să explice, deci să încheie ciclul învățării, fiindcă acel concept nou pe care ei l-au studiat și l-au realizat în cadrul acestei activități, trebuie să le explice în fața tuturor colegilor lor și primesc feedback de la colegilor, atât în scris, în platforma digitală, cât și live în timpul prezentării și validarea este dată de către colegi. Unii dintre ei o parte și de recunoaștere, fiindcă cele mai bune sunt publicate, cum am spus, pe platformele deschise, internaționale chiar, sau unele sunt publicate și în lucrările științifice. Foarte pe scurt am să vă arăt același lucru, l-am scris aici, astea sunt resurse, de exemplu, de realitate augmentată, aici sunt resurse simple de tip infografic, dar foarte puternice și foarte interesante, inclusiv studenții Erasmus pe care i-am avut sunt implicați, studenții internaționali sunt implicați în aceasta și publică inclusiv resurse educaționale în limbă străină, acesta este în franceză. Altele sunt, după cum ați văzut, doar simple elemente grafice care sunt de specialitate și sunt integrate, iar unele dintre ele sunt de realitate augmentată sau de realitate virtuală, cum este un proiect de colaborare pe care l-am realizat împreună cu colegii din America, iar unele sunt realizate în colaborare cu celelalte universități din Timișoara, aceasta este cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, pentru cursul de anatomie, un exemplu realizat de către un grup mai mare de studenți, vreo 14 studenți de la o disciplină de la calculatoare, de realitate virtuală, în care au realizat efectiv această aplicație. Sau aici un exemplu pe care îl dau din învățământul preuniversitar, elevi din clasa 6 au creat în o clasă, o oră de biologie despre food chain, despre cum se poate face, care este ciclul naturii într-un ocean și a fost realizat în CoSpaces. Noi vom realiza acum peste vară în cadrul proiectului Științescu câteva asemenea aplicații cu elevii din Timișoara. Următorul pas este publicarea și reutilizarea de OER-uri. Atunci când ele sunt publicate și sunt făcute corect, deci studenții noștri, de exemplu, ne dau inclusiv reglementele de proiect, deci videourile originale, tot, încât la anul alți studenți poate să realizeze pe baza lor, dacă se modifică tehnologia sau informația, să fie modificat doar acel 50% care actualizează acea informație și să fie publicat din nou. De aceea este foarte important acest lucru. Și el trebuie realizat corect. O mică evaluare a acestei activități, cum am spus, sunt foarte mulți studenți care participă. Ce ne bucură pe noi este că studenții au continuat să învețe online după ce realizează în acest tip de exercițiu de aplicație și vorbim despre pre-pandemie acest studiu. Acum realizăm și finalizăm studiul final pentru această perioadă din ultimele 5 luni. Care sunt abilitățile și avantajele pe care ei le-au obținut? În primul rând, autonomia, gândirea critică, comunicarea digitală și, cel mai important, capacitatea de a analiza și sintetiza informații în cantitate mare și într-un mediu online complex singur, care, în contextul actual, este una dintre cele mai importante abilități pe care poți o ai, interacționare și colaborare, din nou, într-un mediu online. Pentru cadrele didactice este într-adevăr destul de dificil la început până când te înveți și creezi exact modelul și ghid, de aceea ne-am creat aceste ghiduri pentru care să se poată face acest lucru. Există aceste posibilități și evaluări care pot să intre într-un management mult mai complex de curs, de lecție. Imaginați-vă că ați crea o lecție la biologie sau la chimie sau la matematică sau la limba română, cum au fost exemple, în care rugați pe colegi, pe elevi, împreună cu alți colegi, ideal ar fi să colaborați între mai multe clase, chiar din mai multe orașe acum în online, să creeze resurse independente în echipe mixte, în care ei să facă, de exemplu, să creeze o poveste.
să ilustreze o poveste de-a lui Ion Creangă sau să ilustreze un exemplu sau un studiu științific sau să meargă, dacă se poate, fizic, să facă o analiză a frunzelor dintr-un copac pentru o oră de biologie și să realizeze o resursă educațională care poate să fie și un simplu PowerPoint sau o simplă, să zicem, prezentare de tip infografic făcută vizual cu anumite unelte gratuite. Acum am pregătit pentru dumneavoastră un poll pe care am să vă rog să și toată lumea primește acest link, să-l accesați, să scrieți acel cod și să răspundeți la această întrebare în care noi vă întrebăm dacă utilizați OER-urile în cursurile dumneavoastră și dacă da, sub ce formă. Am să vă rog să faceți aceasta cât se poate de rapid, să vă copiați link-ul, colegii mei să le pună în toate chat-urile, fiindcă aș dori să mergem mai departe și la final vom vedea răspunsurile pe care dumneavoastră le veți da la această întrebare, pe care atât eu, Carmen și Gabi, deci toate cele trei doamne blonde, cum ne numim noi, din învățământul digital din Timișoara, vă rugăm să ne răspundeți. Este o întrebare foarte simplă, dacă folosiți cursurile și exemplele de resurse educaționale deschise în cursurile dumneavoastră, în lecțiile dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră care o faceți cu elevii sau cu studenții și vom vedea răspunsurile împreună spre final. Celălalt lucru pe care vi-l sugerești, pe care noi îl facem, este colaborarea pentru realizarea de resurse educaționale deschise. Noi am realizat, de exemplu, un exemplu pe care vi-l dau, este un proiect pe care îl facem cu Bentley University din Statele Unite de peste 12 ani, în care am avut foarte mulți studenți, peste 1250 de studenți implicați. Prezentăm împreună online, după cum se vede în această poză, și studenții realizează tot felul de resurse educaționale deschise care sunt puse la liber, după aceea pe diverse platforme, cât și pe site-ul proiectului. Iar acum, mai nou, am început în 16 aprilie, realizăm aceste webinarii împreună online, prin care acum suntem la al 11-lea webinar pe care îl realizăm, ne-am cam oprit în iunie cu el când am intrat în sesiune, în admitere și în lucrările finale cu noi cu toți. Sunt libere, disponibile, toate există în mediul online, la noi pe platformă, le găsiți și le puteți vedea pe toate. Noi acum încercăm să le integrăm parțial pe unele dintre ele în niște cursuri care vor fi disponibile online pentru toată lumea și acestea sunt certificatele digitale pe care fiecare dintre participanți le primește în această condiție. Sugerarea mea la final este să colaborați în principal. Este poate cel mai greu lucru care îl pot face profesorii în mediul preuniversitar sau universitar. Nu suntem învățați să colaborăm decât poate unii dintre noi. Eu, Carmen și cu Gabi venim din trei universități diferite. Pot să le spui chiar concurente în Timișoara și colaborăm foarte bine și lucrăm împreună și lucrăm spre beneficiul tuturor colegilor noștri. Acest exemplu trebuie urmat de către toată lumea, scuze că ne dau pe noi ca exemplu, nu este vorba aici de a ne lăuda sau ceva, dar este puterea exemplului pe care doresc să vi-l arăt. Colaborarea și crearea în comun de resurse și implementarea lor după aceea în curriculum, în lecții, în orice activitate, încurajarea elevilor și a studenților de a deveni co-creator cu cea dumneavoastră este foarte importantă și foarte vitală pentru supraviețuirea corectă a educației, mai ales în România. Fără această colaborare nu vom putea să rezistăm, nu avem resurse pentru a putea lucra fiecare independent, fără a putea accesa și a putea colabora între noi. Dacă veți lucra împreună, cu siguranță veți reuși. De aceea, la final, vă reamintesc, acestea sunt cele patru etape importante pentru a utiliza și a integra resursele educaționale deschise. Primul este de a le utiliza corect, de a le crea, de a le publica și de a le reutiliza după aceea din nou și de a colabora cât se poate de mult. Pentru a putea vedea cum se face educația online, mai întâi trebuie să fii student online. Vă recomand să studiați online cât se poate de mult și de oriunde este disponibil. Iar aici aveți datele de contact, cât și echipa cel, așa cum spun întotdeauna, eu sunt doar imaginea unei echipe foarte puternice care și astăzi a sprijinit puternic realizarea acestui webinar. Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți atât de mulți prezenți astăzi în online și sper să fiți și la activitățile următoare, cât și la cursurile online pe care noi le vom face disponibile prin Unicampus.